alegerile tale. Se spune că erau trei prieteni care își doreau să urce un munte pentru că în vârful lui trăia un bătrân plin de înțelepciune pe care ei doreau să-l cunoască și să-l întrebe. La un moment dat au ajuns la o răscruce și fiecare a continuat să-și aleagă drumul după cum îl îndemna pe el inima, sufletul. Primul a ales o cărare abruptă ce urca drept către vârf. Și lui nu-i păsa de pericole, dorea să ajungă la bătrânul din poveste și din vârful muntelui cât mai repede. Pur și simplu avea această nerăbdare. A doua cale nu era chiar atât de abruptă, dar străbătea un canion îngust și destul de accidentat, străbătut de vânturi puternice. Al treilea a ales o cărare mai lungă, care ocolea muntele șerpuind în pante line. Chiar eu ce-aș fi ales? După 7 zile, cel care urcase pe calea cea abruptă a ajuns în vârf extenuat, plin de răni sângerânde. Plin de nerăbdare s-a așezat să-și aștepte prietenii. După 7 săptămâni, amețit de vânturile puternice, care pur și simplu i se împotriviseră, ajunse și al doilea, se așeză în tăcere lângă cel din tâi, așteptând. După 7 luni, sosi și cel de-al treilea, cu fața strălucindu-i de fericire, semn al unei profunde stări de liniște și de mulțumire interioară. Ceilalți doi erau foarte furioși pentru că drumul lor a fost greu și au avut atât de mult de așteptat, în timp ce drumul celui de-al treilea a fost o adevărată plăcere, chiar o adevărată fericire. Așa că l-au întrebat pe bătrânul înțelept care a ales cel mai bine. Ce-ai învățat tu? Îl întrebă pe primul. Eu am învățat că viața este grea și este plină de pericole și de greutăți, că este plină de suferință și adeseori ceea ce întâlnesc în cale îmi poate provoca răni, că pentru fiecare pas înainte eu trebuie să duc o luptă încrâncenată care mă slăiește de puteri. Așadar, am ales eu calea cea mai bună către tine? Da, ai ales bine. Și tu ce ai învățat? Îl întrebă pe al doilea. Eu am învățat că în viață multe lucruri mă pot abate din cale. Da, că uneori pot să pierd drumul, ajungând cu totul altundeva decât doresc eu să ajung. Dar dacă eu nu-mi pierd încrederea, eu reușesc până la urmă. Așadar, am ales eu calea cea mai bună către tine? Da, ai ales foarte bine. Și tu ce ai învățat? Îl întrebă pe ultimul. Eu am învățat că mă pot bucura de fiecare pas pe care îl fac, dacă eu aleg să am răbdare, că dacă privesc cu înțelegere, viața nu este o povară grea, ci un miracol la care sunt primit cu bucurie să iau parte. Că iubirea care mă înconjoară din toate părțile îmi poate lumina sufletul, dacă îi dau voie să pătrund acolo. Așadar, am ales eu calea cea mai bună către tine? Da, ai ales bine! Uimiți de răspunsurile bătrânului, cei trei prieteni au căzut pe gânduri și au înțeles, în sfârșit, că la orice răscruce pot alege. Iar viața fiecăruia este rezultatul alegerilor sale, făcute de-a lungul ei. Măcar pe undeva, prin vreun colț de suflet, să mai găsim și noi puțină răbdare, un strop de înțelegere și poate chiar iubire.